După 2 ani în care turismul din Clisura Dunării prinsese avans, anul 2021 a venit cu vești nu tocmai bune pentru reprezentanții Horeca. Sunt înregistrate pierderi și de peste 40% la cazări. În pensiunile din Clisura Dunării, lipsa voucherelor de vacanță și faptul că s-au deschis granițele au făcut ca fluxul de turiști să scadă drastic. Locațiile de cazare sunt mai goale, iar consumul în restaurante a scăzut de asemenea. Din punctul nostru de vedere, cred că nu și-a revenit turismul. Nu cred că își va reveni curând. Încă mai sunt suspiciuni cu pandemia, dar se simte și bonurile de vacanță, care guvernul deja le-a închis. Și pe piață, nemai existând atât de multe lichidități. Făcând o comparație, cum erați gradul de ocupare atunci și cum e acum în perioada asta? În perioada aceasta avem în jur de 30% grad de ocupare, comparând cu 2019, care era în jur de 80-90%, se observă o scădere drastică. Chiar și în weekenduri se observă? În weekenduri nu chiar atât de mult, doar că s-a restrâns, nu mai sunt 3 nopți, sunt doar 2 nopți de cazare. Punctul meu de vedere nu este chiar o revenire, dar totuși speranțele există că va fi bine, adică oarecum fluxul de turiști a început să apară. Momentan probabil este și cu programul școlilor care s-a prelungit, dar din punctul meu de vedere văd o oarecare revenire. Nu este cea mai bună revenire, dar totuși este ok. Vânzările la pachete și în restaurante sunt la fel sau oamenii solicită mai puțin? Vânzările sunt la fel, dacă nu chiar un pic mai scăzute, dar deocamdată încă nu ne putem da seama că de-abia a început sezonul. Perioada pandemiei au avut, spun reprezentanții Horeca, și părți bune. În ciuda faptului că turiștii sunt mai puțini, aceștia sunt din ce în ce mai selectivi după modelul turismului din afara granițelor. Față de 2019 nu și-a revenit. 2019 a fost un an bun, dar tragem speranțe că își va reveni, adică există premisa unei reveniri în turism. Probabil dacă implicarea a tuturor factorilor va fi mai mare și vom conlucra împreună, cu siguranță vom ajunge măcar la 2019, este dorința noastră. Nici în stațiunea Băile Herculane situația turismului nu este tocmai roz și aici au fost înregistrate scăderi ale fluxului cu 40%. Gradul de ocupare și felul în care merg lucrurile în turism în acest moment nu se compară cu anul 2019. Am estimat că va dura cel puțin până în 2024, până când vom putea să revenim la ceea ce era înainte de pandemie. Sigur că stoparea programului de vouchere ne-a afectat pe toți. Numai în 2020 am înregistrat o scădere a gradului de ocupare cu 45%, iar acum, cu atât mai mult într-un context în care turismul a primit o lovitură foarte puternică, faptul că aceste programe au fost stopate ne îngreunează lucrurile și mai mult, atât pentru noi ca și hotelieri care trebuie să repornim o industrie, cât și pentru oaspeții care au fost privați foarte mult timp de ceea ce înseamnă relaxare, de ceea ce înseamnă tratamente balneo sau terapii. Cu toate acestea, reprezentanții Horeca sunt încrezători că lucrurile se vor îndrepta, căci urmează sezonul estival, în care așteaptă un flux mai mare de turiști.